După ce în luna ianuarie anului trecut a intrat în vigoare legea compostului, mai exact legea care obligă la colectarea selectivă a frunzelor, dar și a altor resturi vegetale, primarul comunei Căzănești, Aurel Popescu, cunoscut drept un om implicat în comunitate, a trecut la fapte și a început procesul de colectare a resturilor vegetale provenite din toaletare. Prin legea compostării se impune selectarea selectivă a deșeurilor nepericuloase compostabile prin reciclarea acestora, folosind opțiunea de compostare anaerobă în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător. Astfel, în comuna Căzănești, una dintre cele mai curate comune din județul Mehedinți, primarul Aurel Popescu a dorit să păstreze drumurile comunale curate, iar mediul înconjurător să fie unul propice pentru o viață mai bună. În urma acțiunii de ecologizare din anul 2021 s-a strâns o cantitate mare de deșeuri vegetale în comuna Căzănești, iar primarul a trecut la fapte. Astăzi a avut loc procesul de colectare a resturilor vegetale provenite din toaletare. Urmare activității de ecologizare desfășurate în anul 2021 au rezultat o grămadă de crenți și deșeuri vegetale adunate pe domeniul public și privat, care trebuia să fie colectat și trimis către o firmă de specialitate pentru a produce compost. Astfel, conform legii 181/2020, prin care se gestionează deșeurile nepericuloase care sunt compostabile, avem obligativitatea în calitate de autoritate publică locală să furnizăm aceste cantități de deșeuri vegetale către firme autorizate care să le composteze. Deoarece legea interzice depozitarea sau arderea deșeurilor vegetale, atât instituțiile publice cât și cetățenii au obligativitatea de a colecta și de a composta prin intermediul unei firme autorizate aceste resturi vegetale. Primarul comunei Căzănești, Aurel Popescu, este un om implicat în comunitate și dorește ca cetățenii și familiile acestora să trăiască într-un mediu adecvat și într-o comună curată, la standarde europene. Pe această cale vreau să vă informez că am reușit să găsesc o firmă autorizată de salubrizare, care, după cum vedeți, are utilajele necesare pentru desfășurarea asemenea activități. Totodată țin să le mulțumesc că, prin intermediul dumnealor, am reușit cu o mașină de tocat crengi să compostez toate aceste deșeuri vegetale, să le aducem în starea care le vedeți și să putem să le furnizăm pentru a deveni compost biodegradabil. Legea compostului, intrată în vigoare în luna ianuarie anului 2021, are ca scop creșterea procentajului reciclării în România. Această creștere a fost impusă și de normele europene, fiind necesar ca România să ajungă să recicleze până în 2025 55% din totalul deșeurilor.